Bună ziua, doamnelor, domnilor! Eu sunt Gheorghe Bobeică, jurnalist independent moldovean acreditat la Consiliul Europei și astăzi, aici, lângă emiciclu, o am ca invitat pe doamna Ana Ursachi, avocat, membru activ al platformei DA din Republica Moldova. Bună ziua, doamnă Ana Ursachi! Bine ați venit aici! La adunare parlamentară a Consiliului Europei. Vreau, în primul rând, pe scurt să ne spuneți care a fost scopul vizitei dumneavoastră aici la APCE. Și pentru început aș vrea să vin cu o precizare. Eu, într-adevăr, sunt un susținător foarte activ al platformei DA, dar nu sunt membru. Având în vedere faptul că la constituirea platformei eu deja făceam parte sau am candidat din partea unor partide politice și condiția a fost ca platforma să fie creată doar de oameni care nu au participat în scrutine electorale din ultima perioadă. Ceea ce n-a fost și cazul meu, însă susțin cu toată inima, cu toată deschiderea ceea ce face platforma DA în țara noastră, considerând că această voință populară consolidată de către niște oameni patrioți o să aducă la foarte bun schimbări în țara noastră. Iar aici suntem veniți pentru că lucrurile deocamdată încă nu merg bine acasă. Avem în anul 2015, în secolul 21, într-o țară care se află în sânul Europei, aș putea spune, avem asemenea fenomene precum deținuți politici și toate acestea se întâmplă din cauza că justiția noastră este captivă, este în mâna unui oligarh, unei persoane cu trecut dubios și chiar criminal. Este vorba de acapararea nu doar justiției, ci și a organelor de drept de către Vladimir Plahotniuc și prin transfer de nocivitate de către Filat și Ghimpu. În asemenea condiții, orice persoane care ar veni să vorbească împotriva lor, să le deconspire activitatea ilegală, sunt considerați inamici ai acestui regim instaurat de ei și sunt sub pericol de a fi aruncați în pușcărie. Asta este cazul lui Grigore Petrenco, care, în calitate de lider al opoziției de stânga în țara noastră, a protestat împotriva furtul de miliard, cu cerințe de demisie a procurorului general, cu cerințe de micșorare a tarifelor la energie electrică, gaz, lumină, costul vieții și majorare totodată a pensiilor, salariilor și a întregului sector social, care într-adevăr este într-o stare dezastruoasă în țara noastră. Iar pentru manifestările aprige și direct îndreptate împotriva beneficiarilor furtului miliardului, care sunt Plahotniuc și Filat, și împotriva lui Plahotniuc direct, ca cea mai mare caracatiță ce a împânzit cu daună această țară, acum Grigore Petrenco este în pușcărie pe un dosar fabricat la comandă, pe un dosar în care se vede clar răzbunarea pe care vrea să o facă Plahotniuc pentru persoane indezirabile regimului său și prin aceasta țara noastră duce o mare rușine, inclusiv în fața Curții Europene, unde cazul deja este raportat. De asemenea, am avut întrevederi foarte importante cu mulți din deputații adunării parlamentare a Consiliului Europei, cu mulți din membrii fracțiunilor politice și am obținut o susținere covârșitoare. Eu mă așteptam că o să fim auziți în Europa, unde lumea este foarte deschisă la minte, dar nu mă așteptam că o să fie o mulțime de oameni care o să ne audă, o să înțeleagă și o să semneze toate revendicările cu care am venit din Republica Moldova într-o salvare deținuților politici, într-o solicitare de eliberare a lor urgentă, într-o solicitare din partea Consiliului Europei de a se readuce cel puțin justiția în Republica Moldova, dacă nu și alte domenii foarte importante ale vieții, la un făgaș normal și european. Ați spus că Republica Moldova este un stat captiv. Dumneavoastră de profesie sunteți avocat. Credeți că astăzi politicul din Moldova duce o mare lipsă de oameni cu adevăr competenți? Eu aș zice că nu e nici politică în Republica Moldova, nu avem, pentru că impostorii care se află astăzi la putere, oameni care au venit prin fraudă și care au uzurpat puterea după alegerile din 30 noiembrie și cei care au fost beneficiarii falsului
produs în alegerile din 30 noiembrie, nu pot fi numiți politicieni, chiar dacă circulă mașini de stat plătite tot din banii noștri a poporului și chiar dacă beneficiază de cabinete luxoase în Parlamentul reparat de tot de popor, adică din banii poporului. Adevărații politicieni abia acum se vor naște, ei vor veni tocmai din miezul, din sânul poporului, care acum în masă totală este prezent pe străzile Chișinăului. La noi în țară sunt proteste masive, sunt mai mulți organizatori acestor proteste, dar indiferent de natura sau de scopurile sau de revendicările pe care le propun acești organizatori, ceea ce unește toată lumea este ura față de impostorii și criminalii care sunt la putere. Doi, strigătul disperat pentru o țară care o pierdem și pentru un viitor pe care riscăm să nu mai avem pentru copiii noștri. Și este unitatea poporului împotriva celor care au început într-adevăr să treacă peste limita genocidului în ceea ce privește moldovenii simpli. Am fost și eu prezent la 6 septembrie în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău și vă întreb, oare este posibil ca măcar jumătate din puncte aceste rezoluții care a fost adoptată pe data de 6 septembrie să fie îndeplinite? O să încep să vă răspund pornind de la denumirea acestei platforme civice pe care o susțin din toată inima, Demnitate și Adevăr. Tocmai demnitate le lipsește celor care ar trebui să îndeplinească revendicările populare votate în Piața Mare de Naționale și adevărul este ceea de ce le este lor frică. Dacă președintele țării noastre ar avea demnitate, probabil de mult s-ar fi lăsat cu o demisie onorabilă decât să-l fugărească poporul, așa cum se va întâmpla dacă președintele Parlamentului nostru, care tot vorbește că în cazul în care ar fi bine pentru țară, el ar demisiona, ar avea demnitate, ar face-o mai bine decât să vorbească și ar pleca de pe arena politică împreună cu tot partidul dirijat și controlat de Plahotniuc. Oamenii ăștia demnitate nu au, prin urmare, revendicările populare, eu cred că nu vor fi îndeplinite nici în cea mai mică măsură, pentru că dacă ar dispare procurorul general, adică această persoană absolut ineficientă ar fi schimbată cu una eficientă. La fel s-ar fi întâmplat și pe alte domenii ale justiției și ale organelor de drept. Astăzi, cei care au furat miliardul ar fi fost în gușcărie și iar cei care sunt deținuți politici ar fi fost eliberați. Vreau să vă întreb, de ce platforma DA nu prea agrează pe unioniști în Piața Mare a Adunării Naționale? Am văzut chiar și o arătare video unde ei au fost îmbrânciți. La toate protestele de acest gen, Plahotniuc își infiltrează provocatori. Ăsta este răspunsul meu. Eu particip la proteste populare începând cu luna ianuarie 2015 și am fost participat la proteste atât la Sergiu Mocanu cât și la Grigore Petrencu, deci niște proteste absolut polare. Ceea ce face platforma ta este un protest în care s-au unit oamenii și sigur că asta deranjează cel mai mult pe Plahotniuc. În piață nu au fost adevărați unioniști, acolo au fost niște provocatori cu care cei care mențin ordinea publică în zona unde protestează oamenii pașnici au avut grijă să îi îndepărteze și tot ce se vorbește despre o pretinsă presiune pusă pe unioniști nu sunt nimic decât speculații menite să ne dezbine. Cu orice caz, eu, unul care sunt un membru activ al diasporei, doresc platforme DA și întregului popor din Republica Moldova o izbândă, o căutare și o găsire a adevărului pur și ca niciodată Republica Moldova ca țară să nu se mai confrunte cu așa mizerie, cu așa furturi de miliarde. Așa să fie și pentru asta luptăm și dacă ne aud cei din diasporă, dacă mă aud acum pe mine, vă rugăm, veniți acasă, întoarceți-vă, haideți să luptăm cu toții pentru țară. Sunteți departe și nu puteți veni, consolidați-vă pentru ca să putem curăța cât mai repede Moldova de oligarhi. A fost eu, jurnalistul Gheorghe Bobeică, și am transmis de aici, din holul adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasburg.